Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ați văzut doar câteva dintre imaginile care pot fi difuzate de acolo, din suburbiile Kievului, devastat după retragerea, după plecarea trupelor rusești. Și de la aceste imagini vom porni discuția din această seară despre războiul din Ucraina. Îi avem invitați în platou pe doamna Daniela Deteșanu, prodecan al Universității București, profesoară de drept internațional, și domnul profesor Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Spuneam că de la aceste imagini care au tulburat o lume întreagă, inclusiv purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei spunea că China este bulversată, fără a face alte referiri la aceste imagini, despre ceea ce s-a întâmplat în suburbiile Kievului și, sigur, nu numai acolo. Vom porni discuția în această seară. Haideți să vedem, vă rog, ceea ce lumea democratică numește și Ucraina inclusiv numește atrocități, ceea ce Vladimir Putin vorbește ca fiind o înscenare a Occidentului și a ucrainienilor. Toate aceste lucruri, credeți că vor imprima un nou curs războiului? Și aș vrea să ascult mai întâi părerea specialistului în drept internațional, pentru că vedem că discuția merge și pe această cale sau a luat o turnură mult mai apăsată către instanțe și așa mai departe. Cu siguranță, dezvăluirile făcute în ultima perioadă au stârnit un nou val de revoltă legat de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, pentru că dincolo de agresiune, de actul agresiunii armate inițial, iată că acum asistăm la o serie de evenimente care ridică probleme, inclusiv de natură juridică, în ceea ce privește modul în care este purtat acest conflict, modalitatea de purtare a conflictului. Ori potrivit standardelor internaționale din acest moment general acceptate, există o serie de reguli după care se poate purta, conduce un conflict armat legat de mijloacele de purtare a conflictelor armate, prin urmare de tipurile de arme care sunt utilizate sau pot fi utilizate într-un astfel de conflict, de metodele de purtare a războiului și, bineînțeles, de protejarea populației civile. De la cel de-al doilea război mondial încoace s-a stabilit, s-a impregnat dreptul internațional și dreptul internațional umanitar cu această idee, în sensul în care civilii trebuie protejați, civilii trebuie să rămână departe de ostilități. A fost experiența tragică a celui de-al doilea război mondial, care în termeni juridici a configurat un set de tratate internaționale foarte bine cunoscute în spațiul dreptului internațional. Sunt convențiile de la Geneva din 1949 cu două protocoale adiționale care conturează acest cadru de protecție al persoanelor vulnerabile. Iar aceste informații din ultimele zile ne arată că, iată, sunt înfrânte, sunt încălcate tocmai aceste reglementări. O chestiune pe care, firește, societatea internațională construită în prezent după anumite standarde nu poate accepta. Domnule Goșu, ce vă spun aceste imagini despre Rusia? Păi este o rebarbarizare, dacă vreți. Soldați din orice armată regulată nu lasă în urmă așa ceva. Astea sunt crime la care se dau formațiuni de luptă care n-au de face cu armata, cu regulile armate, cu instrucția care se face în armată. Deci, uitându-ne la aceste corpuri care zac întinse pe străzi, în canalizare, în subsolurile blocurilor, care sunt înmormântați, fie legați de mâini, fie în diverse forme chircite, în nisip, în pământ, la jumătate de metru, în mare viteză, nu poți să te gândești decât că asupra acestei țări vecine, asupra Ucrainei, s-a bătut o năpastă,
niște barbari, pur și simplu, niște oameni care vin de undeva dintr-un trecut întunecat, au intrat peste niște oameni în casă, îi distrug, le distrug proprietățile, le distrug bunurile, îi omoară. Sunt imagini cu oameni care circulă cu bicicleta prin oraș și trași cu tunul împotriva unui om care merge cu bicicleta de la o casă la alta. E populație civilă, sunt copii, sunt niște imagini incredibile. Dar credeți că este o strategie, o tactică? E și o tactică, tocmai că... Să inspire groază. Să inspire groază și populația îngrozită să pună presiune pe factorul politic, ca factorul politic, nu știu, să accepte condițiile Rusiei de încheierea armistițiului. Pentru că... Dar eu n-aș da vina pe asta, aș pune mai degrabă pe seama barbarie. Sună foarte dur ce spun acum, dar gândiți-vă că e vorba de acești tineri soldați, de unde provin. Cei mai mulți provin din sate, undeva din Siberia. Educație precară. Sistemul de învățământ în Rusia s-a degradat teribil în ultimii 20 de ani. Sunt îndoctrinați. Ei nu învață nimic. Ei practic, lor li se induce o propagandă pseudo-istorică cu niște pseudo-valori, că ei sunt un fel de nație superioară care trebuie să-și ia revanșa într-un fel. Ei cred în aceste teze ale propagandei putiniste, iar comportamentul lor în teatrul de operațiuni e conform credinței lor. Adică lor nu li se pare că fac ceva deosebit, ceva ce se... Ajunge la banalitatea răului? E clar că e o banalizare a răului, e clar că dacă vreți, o ierarhie militară care participă la toată asta. Adică, înainte, cu câteva minute să intrăm în direct, vorbeam despre faptul că soldații ruși pleacă de lângă Kiev, trec în Belarus și în Belarus pun la poștă, prin curier, trimit la case, la părinți, la iubite, la familii, ce au furat din casele ucrainienilor pe care le-au ocupat câteva săptămâni mai devreme. Doamna Teteșanu, din ceea ce ne spuneați înainte, înțeleg că un război, în termenii de după cel de-al doilea război mondial și dacă ar fi fost să fie respectate normele, ar fi trebuit să se ducă strict între cele două armate și să se delimiteze, adică poate fi delimitată zona în care să se confrunte doar cele două armate? Nu e utopic cumva? Este dificil uneori, dar nu imposibil. Într-adevăr, concepția actuală în privința modalităților de purtare a războiului are în vedere câteva elemente de bază. În primul rând, într-adevăr, confruntările trebuie să se poarte între forțele armate ale statelor sau cei care au calitate de combatanți, ca să folosesc termenul tehnic din dreptul internațional umanitar, și trebuie să vizeze în principal obiectivele militare. Sigur că aici este o discuție întreagă, avem evident bunuri, clădiri care prin natura lor sunt obiective militare, sigur că pot exista anumite bunuri, clădiri care pot deveni obiectiv militare, fiind, spre exemplu, ocupate de soldați. Însă, întotdeauna când se conduce o operațiune militară, trebuie evaluate toate aceste aspecte, trebuie observat, trebuie văzut dacă ținta respectivă este un obiectiv militar, trebuie evaluată potențialitatea provocării de victime civile. Acestea nu sunt excluse de planul, este imposibil acest lucru, dar trebuie evitată posibilitatea producerii unui număr excesiv de victime civile raportat la avantajul militar concret obținut. Sigur că este o chestiune de apreciere, care uneori se poate face foarte greu, foarte dificil. Dar sunt aceste standarde. Iar în ceea ce vedem în ultimele săptămâni, este clar că balanța, da, a fost înclină oarecum în atacuri evidente îndreptate împotriva unor obiective civile, fără să se urmărească în mod necesar prin acest lucru un avantaj militar concret. Aici trebuie spus în cazul Bucea. Bucea a fost evacuată de soldați ucrainieni.
În Bucea nu au mai fost soldați ucraineni din 26 februarie. Soldații ucraineni au revenit abia la 1 aprilie. Deci Bucea, care este un fel de pipera, otopeni, voluntari ai Bucureștiului, da? Asta e variant pentru Kiev. Bucea s-a aflat sub controlul militarilor ruși între 26 februarie și 1 aprilie. În Bucea nu au fost militari ucrainieni, în Bucea populația nu a tras în armata rusă. Asta apropo de ce spunea... Deci, nimeni și nimic nu poate să scuze agresivitatea. Ce spunea Vladimir Putin, că de fapt e o treabă orchestrată, o înscenare. O să vă propun ca în minutele următoare să urmărim un interviu pe care ni l-a acordat în urmă cu câteva ore un important profesor ucrainean de drept internațional și specialist la Consiliul Europei chiar în materie de prevenirea torturii, a relelor, tratamente, domnul profesor Mikola Gnatovski. Haideți să ascultăm ce spune despre planurile ucrainienilor și despre felul în care văd ei ceea ce s-a întâmplat în suburbiile Kievului. Good evening, Mr. Gnatovski. First, thank you for joining us. We are all horrified by the atrocities committed in Bucha, for example. But you as a Ukrainian, but also as a professor of international law, how did you feel looking at those images, those pictures with bodies in the street? Well, I could have never imagined that I would ever see anything like this in my country, in Ukraine, which has always been such a peaceful place. And on top of this, in the suburbs of Kyiv, like Bucha, which used to be an extremely nice, well-organized, prosperous, pleasant place. So, of course, my reaction was extremely emotional, and I can't see all these pictures without being emotional. But I understand that as a lawyer, I also have to be professional, and we need to be looking into the legal action to be followed. So what options exist for bringing those responsible to justice? Well, here we are faced with mass atrocities, and these atrocities will be certainly qualified as crimes under international law, for sure war crimes, crimes against humanity. And there is more and more feeling now among specialists that one can even think of, unfortunately, the crime of genocide, because this is combined not just with the military action, but also with a predetermined plan by the Russian authorities to, as they call it, to de-Ukrainize Ukraine, basically to finish the existence of Ukrainians as a national group. But at least, of course, war crimes and crimes against humanity, unfortunately, they are already obviously in place, in my personal view. And there are two avenues here. First is domestic criminal prosecution. And the bulk of the criminal cases will have to be handled at the domestic level. This is how international law also wants it to be. And of course, this supposes that there must be a thorough, independent and efficient investigation into all these atrocities along the lines of the criteria developed by the European Court of Human Rights. There's forensic examinations of each and every episode, there's post-mortem of each and every body. There is a lot of photo and video fixation of evidence. There's a lot of other important forensic things that need to be done. And then this goes to the Office of the Prosecutor General of Ukraine, and the criminal proceedings will be pursued with a view to identifying the perpetrators. Of course, when the Ukrainian criminal justice will not be able to reach the perpetrators because they are very high level abroad, for example, in the Russian Federation, or when there is no possibility to prosecute them because they enjoy immunities under international law,
such as the head of state and the foreign minister and the head of government and so on, then, of course, Ukraine will rely on the International Criminal Court, which also has jurisdiction over these crimes and which has already started a formal investigation. It will be difficult for you to prove it's about war crime or genocide. Proving atrocity crimes in courts of law is always a complicated thing. It is one thing to say that here we see atrocities committed by the armed forces of a particular state of the Russian Federation. That conclusion is not very difficult to make after the thorough examination of all the evidence at hand. What is difficult here is finding the concrete perpetrators, because war crimes, crimes against humanity, and even the crime of genocide, it is first and foremost a criminal law matter. This is a crime. And there is always people, concrete people, who must be charged with having committed this crime. So you see, we need to find all the links between those who gave the orders, those who executed the orders, all the, you know, all the causal links, all the evidence that links the effect of the atrocity to the concrete persons. And it has never been easy in the world history. However, I'm sure that it will be possible, because such precedents, of course, exist. And what is already good is that, as far as I understand, the Ukrainian authorities already possess the full list of persons who actually participated in this part of the armed conflict, in this episode of the armed conflict on the part of the Russian forces. So Ukrainian authorities know exactly which military units were there, who were the commanders, who were the officers, even who were the soldiers. The personal data is already available. So that should, of course, make things easier. We talk about individual responsibility, but also state responsibility. Of course, we talk about individual responsibility and state responsibility, and these are interrelated things, but they're not the same thing. As regards the state responsibility, well, first of all, it is obvious that all of these actions stem from the completely unlawful war of aggression that the Russian Federation is waging against Ukraine, and that the state, the Russian Federation as the state, has international obligations to prevent the war crimes committed by its armed forces, to prevent crimes against humanity, and very special and strong obligations to prevent the crime of genocide, which are already, by the way, are being examined by the International Court of Justice in The Hague, which is the interstate court, unlike the International Criminal Court. Mr. Ignatovsky, why a special tribunal for Russian aggression would be the best solution? Well, I think for this particular crime, for the crime of aggression, the existing international judicial architecture does not permit currently to hold responsible any official of the Russian Federation. And this is because Russia has not ratified the Rome Statute of the International Criminal Court, has not given consent to its jurisdiction, like Ukraine did. And of course, it didn't ratify the amendments to the Rome Statute, which actually specify the crime of aggression, give the definition and give the procedure how to move forward. The only remaining way under the existing institutional arrangement is to have a resolution by the United Nations Security Council referring this aggression to the International Criminal Court for determining individual criminal responsibility. And we all know that the Security Council of the United Nations is completely paralyzed when it comes to Russia's war against Ukraine, because Russia is a permanent member of the Security Council, and it enjoys the and actually abuses the right of veto it has in the Security Council. So to hold the individuals responsible for the crime of aggression, one needs to create a special institutional arrangement. For example, a special tribunal could be a very good idea, because it will be capable of prosecuting the highest officials
of the Russian Federation, because aggression is a leadership crime. There will be no problem, no even potential issue with any immunity against prosecution, because there's no immunity against international prosecution, unlike immunity against domestic prosecution. And this could also send a very powerful signal to the world that such unprecedented after the Second World War, large-scale aggression in Europe by one sovereign state against another state will not be tolerated. And this will complement the International Criminal Court, because currently it cannot do the job with the crime of aggression. So it needs support. And this can be done with relatively small investment in terms of money and organization. Because the crime of aggression, unlike the war crimes that we just discussed, is a rather straightforward crime. It is fairly easy to gather the evidence. It is fairly easy to see who is actually in the leadership of the country responsible for taking the decision to attack another sovereign state. That's why I think this would be a very strong signal for this situation, and also a very strong signal for the development of international law further, because one cannot tolerate situations like this in the future. And are you optimistic that Vladimir Putin could be surrendered to an international court? This, of course, is something that one never knows, but it doesn't mean that no efforts should be made to pursue justice. It is important to push for the for justice. You know, when during the Second World War, there was the agreement in 1942 already that the major Nazi war criminals will face a tribunal after the war. No one really knew whether they will win the war. No one really knew whether Hitler and his closest cronies will be captured and will be surrendered to such a tribunal. But we all know what happened. Therefore, I am very optimistic that when international justice is pursued by the international community, then the chances of something positive happening are very strong. In fact, one has to try, one has to do whatever it can, whatever they can in the framework of what international law offers. Creating such a tribunal is certainly an option under international law. Mr. Gratovsky, thank you very much. Thank you very much. Da, am văzut așadar un punct de vedere al unui reputat specialist ucrainean în materie de drept internațional. Aș vrea să aflăm și de la dumneavoastră. Vedem că ucrainienii fac tot ce este posibil în toate planurile, inclusiv juridic internațional, pentru a-și susține cauza. Haideți să vedem, pentru a nu ne pierde puțin în atâtea instanțe și hățișuri, poate mai puțin digerabile de către publicul larg. Doamna profesoară, explicați-ne puțin care sunt organismele juridice care ar putea să aplice pedepse Rusiei sau punctual autorilor crimelor de acolo, din Ucraina. Desigur. Sunt doi mari actori, două mari curți internaționale. Pe de o parte, Curtea Internațională de Justiție, iar de cealaltă parte, Curtea Penală Internațională. Curtea Internațională de Justiție este un organ al Organizației Națiunilor Unite. Este organul judiciar al Organizației Națiunilor Unite și rolul său principal este acela de a judeca diferendele între state. Prin urmare, suntem în planul dreptului internațional pur, unde avem ca subiecte principale statele. Și Rusia face parte. Rusia face parte, bineînțeles, din comunitatea internațională a statelor. De aici încolo, însă, discuția capătă o componentă tehnică, pentru că, potrivit dreptului internațional, este o trăsătură specifică a acestuia, datorată particularităților statelor. Așadar, în dreptul internațional, statele nu pot să fie chemate în judecată în fața unei instanțe internaționale, în fața Curții Internaționale de Justiție, decât dacă își exprimă consimțământul în acest sens.
Iar formulele de exprimare a consimțământului statelor sunt diferite. Într-o situație de acest tip, așadar, trebuie căutată acest temei, această formulă de exprimare a consimțământului pentru ca statul respectiv să poată fi chemat în justiție. În cazul de față, avem o acțiune judiciară, după cum bine se știe, inițiată de statul ucrainean în fața Curții Internaționale de Justiție împotriva Rusiei, având drept temei Convenția privind genocidul. Convenția este un tratat internațional privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid. În acest tratat, statele care sunt părți la tratat, și este și cazul Rusiei, și-au dat acest acord ca eventualele dispute, divergențe decurgând din interpretarea și aplicarea acestui tratat internațional să fie deferite spre soluționare Curții Internaționale de Justiție. Așadar, aceasta este Curtea Internațională de Justiție. Aceasta este Curtea Internațională de Justiție, iar demersurile făcute de Ucraina au fost în sensul în care se dorește o interpretare dată de către Curtea Internațională de Justiție, în sensul în care ceea ce s-a întâmplat în regiunea Donbas nu a fost genocid, potrivit celor afirmate de autoritățile ruse pentru a justifica intervenția militară în Ucraina. De cealaltă parte, există Curtea Penală Internațională. Acesta este o jurisdicție internațională separată. Ea este distinctă și față de sistemul ONU. Și scopul său este altul, anume acela de a stabili răspunderea penală a indivizilor. Prin urmare, este o răspundere a persoanelor, nu a statelor, pentru comiterea de crime internaționale. Iar societatea internațională în acest moment a stabilit și sunt consacrate în actul fondator al Curții Penale Internaționale, statutul de la Roma, 4 mari categorii de crime internaționale, de care de altfel s-a făcut vorbire și în interviul anterior, și anume crimele de război, crimele împotriva umanității, genocidul și crima de agresiune. Prin urmare, Curtea Penală Internațională poate să investigheze, să urmărească și să judece, să stabilească răspunderea persoanelor suspectate, respectiv acuzate, a fi comis aceste crime. Constrângeri de natură jurisdicțională există și în acest caz. Și aici, din nou, discuția tinde poate să devină tehnică. Dar trebuie să precizăm ceva important cu privire la această Curte Penală Internațională. Rusia... Nu? Nu, așa este. Recunoaște. Rusia nu este parte la statutul de la Roma, nici Ucraina nu este, dar Ucraina în anul 2014, urmare a situațiilor survenite în contextul Euromaidan și ulterior, și-a exprimat consimțământul de a deveni parte la statut printr-o declarație de acceptare a jurisdicției curții. Este formula tehnică pentru acceptarea jurisdicției curții. Domnule Goșu, având în vedere această arhitectură instituțională, credeți că există vreun instrument ca Ucraina să reușească să facă în așa fel încât autori de crime, de război, ruși în Ucraina să poată fi deferiți instanței internaționale? Manu militari. Deci dacă ucrainienii reușesc cu serviciile secrete, cu trupele în teatre de operațiuni să captureze persoane care se fac vinovate, care ucrainienii pot să identifice că au participat la Bucea, la Irpin, că sunt mult mai multe localități, noi vorbim de Bucea pentru că a fost primul șoc cel mai mediatizat și poate că în memoria noastră am rămas cu acest nume mai ușor decât azi. Mult mai multe localități, în alte localități se pare că lucrurile arată și mai dramatic decât la Bucea, dar eu nu cred în soluții nici conform dreptului internațional. Deci e o bătălie pe viață și pe moarte. Atât pentru Rusia, împotriva Occidentului, da? Putin a reușit să consolideze întreaga societate și întreaga elită în jurul Kremlinului pentru acest proiect de război, revanșă împotriva Occidentului, cât și în Ucraina, care se apără cu disperare și rezistă, cum puțin se așteptau să reziste. Deci eu cred că armele vor fi cele care, ca în războaiele mai vechi, vor fi decisive
în a contura un final. Iar tribunalul la care vizează Ucraina, uitați-vă la aceste imagini, sunt îngrozitoare, mare așa, când le vezi pe perete, te sperie și mai tare, mă fac să cred că totuși nu întâmplător ucrainienii cer un proces de tip Nuremberg la Harkov, la sfârșitul acestui război, și se vor lupta pentru a-l obține. Drama milioanelor, zecilor de milioane, poate, până la sfârșitul războiului, de oameni, este pe termen lung, nu se va termina curând. Va fi atât de mare încât va fi greu să-i refuzi învingătorului un proces de tip Nuremberg. Ar fi, doamna profesoară, mai eficient, mai eficientă, vă pun această întrebare pe care i-am pus-o și profesorului Gnatovski, ar fi mai o soluție mai bună acest tribunal special, cum a fost cel pentru fosta Iugoslavie, cum a fost cel pentru Rwanda? De fapt, discuția legată de acest tribunal special ține de faptul că există, să spunem, un vid de jurisdicție în cazul Curții Penale Internaționale în legătură cu crima de agresiune. Și sigur că există un interes deosebit pentru semnificația unui proces de acest tip de a avea stabilită o răspundere pentru comiterea crimei de agresiune. Problema cu crima de agresiune raportat la statutul Curții Penale Internaționale este, pe scurt, că pentru judecarea și investigarea ei este necesar ca ambele state, atât Ucraina cât și Rusia, să fie parte la statutul de la Roma. Probabilitatea este firește nulă. Și atunci se încearcă identificarea unui mecanism alternativ care să suplinească acest vid de jurisdicție și să intervină să poată judeca crima de agresiune în mod special, în mod particular. Probabil că provocările legate de investigare, stabilirea răspunderii, judecarea celor acuzați vor fi similare. În cele din urmă, chestiunile de natură tehnică și procedurală sunt asemănătoare. Dar, desigur, ar fi un mesaj foarte puternic de transmis comunității internaționale în ansamblul său, faptul că la acest moment societatea nu tolerează comiterea unui act de agresiune într-o asemenea manieră. Vom reveni puțin la acest subiect, dar aș vrea să mergem chiar la Moscova, unde se află corespondentul nostru Liviu Iurea. Bun găsit, Liviu! Noi am discutat aici despre imaginile de la Bucha, imaginile din suburbiile Kievului. Aș vrea să ne spui, te rog, cum sunt percepute în presa rusă aceste imagini. Bună seara! Trebuie să precizăm că în Rusia există doar un singur punct de vedere, cel oficial răspândit de toată presa de stat. Un alt punct de vedere, cel împărtășit de Ucraina sau comunitatea internațională, este calificat drept defăimare la adresa forțelor armate ruse și intră sub incidența acelei legi care prevede pedepse cu închisoarea de până la 15 ani. De aceea avem ce avem, și în presa scrisă, și cea de radio, și cea de televiziune, iar lumea care primește aceste informații, în mare parte, chiar crede că așa este, anume că a fost vorba de o înscenare menită să acuze militarii ruși că omoară civili. În această cheie s-au făcut reportajele de la televiziunea de stat Channel One. O altă emisiune de la postul de televiziune Rasia 1, intitulată 60 de minute, avansează ideea că în spatele așa numitei provocări de la Bucha stau servicii de informații occidentale, cum ar fi MI6 sau CIA. Postul de televiziune NTV susține că evenimentele de la Bucha constituie, citez, o provocare periculoasă menită să consolideze statele occidentale și să slăbească poziția Rusiei în negocierile cu Kievul. Cotidianul Izvestia prezintă toate așa numitele inadvertențe și insinuează că imaginile de la Bucha sunt montate, iar cadavrele ori au fost aduse din altă parte, ori au fost actori care fac pe morții, sau victimele sunt puse pe seama armatei ucrainene. Un alt cotidian, Comersant, remarcă că Occidentul nici nu vrea să audă de versiunea rusească a ceea ce s-a întâmplat în orașul Bucha. Pentru politicienii europeni există doar o singură linie,
un rău absolut, un agresor și o victimă. În această percepție a lumii occidentale este greu de conceput că victima ar fi capabilă să defalsificări sau să facă fake-uri, mai scrie cotidianul Comersant. Deci cam așa sunt prezentate aici evenimentele tragice din orășelul Bucea, iar percepția rusului de rând este pe măsură. Roxana? Mulțumesc foarte mult, Liviu. Domnule Goșu, joacă acum Putin și Rusia cartea victimizării? Bun, rușii întotdeauna și-au jucat cartea victimizării. Amintiți-vă că ei au declanșat războaie, au ocupat teritorii, invocând salvarea etnicilor slavi, ruși. Amintiți-vă declarația, deci, declarația de război din 17 septembrie 1939, după ce Hitler ocupă două treimi din Polonia, tot invită pe Stalin. Hai că doar ne-am înțeles cu două săptămâni în urmă, e acordul secret, pactul secret Molotov-Ribbentrop. Stalin când intră, spune că intră să apere securitatea rușilor, bielorușilor, ucrainienilor care sunt în aceste provincii, în aceste regiuni ale Poloniei. Deci întotdeauna rusul pretinde că apără și întotdeauna rusul e victimă, că îi faci ceva, că nu-i faci, el e oricum victimă și el tot timpul zice că are dreptatea de partea lui. Problema e că Putin joacă mult mai mult decât atât. Putin își joacă... Bă, cred că s-a lămurit cu ce pagina din cartea de istorie. Cred că și el s-a lămurit, nu doar noi. De el joacă libertatea. Oameni din anturajul lui își joacă libertatea. Pentru că aceste crime, în lanțul de comandă, vă dați seama că nimeni nu va spune că a fost inițiativa lui. Credeți colonelul care a condus brigada motorizată, care a ocupat Bucea, o să spună că a fost inițiativa lui să-i... Dar atunci deja ai trimis pe linia frontului acele crematorii, mașini uriașe în care toarzi cadavrele soldaților, civililor și mai știu eu ce. Ce s-a ascuns? Nu? Gândiți-vă doar la faptul că în Rusia nu ajung decât în majoritatea corpurilor ofițerilor, subofițerilor și militarilor cu pile sau întâmplarea să fac să fie trimis. Restul tinerilor care, militari ruși care mor acolo, unde sunt? Deci sunt... Noi cred că nu înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat acolo în săptămânile astea și cred că va dura și pe măsură ce o parte din teritoriile Ucrainei vor fi eliberate, o să aflăm mai multe. Iar ca impact emoțional, eu aș compara impactul emoțional declanșat de imaginile absolut șocante de la Bucea cu impactul emoțional pe care l-a avut respingerea, dacă mă amintiți, în noiembrie 1941, cu trupele germane, erau la porțile Moscovei. Ei bine, contraatacul vine Jukov, sunt aduse trupe din Siberia și reușesc sovieticii să respingă vreo 100 de kilometri. Și atunci văd ce lasă germanii în satele de lângă Moscova. Au fost îngroziți. Deci eu mă aștept să fie un impact emoțional similar cu cel din al doilea război mondial. Apropo, și ocuparea, apropierea de Kiev, seamănă cu apropierea de Moscova. Ei, atenție, ei au un anumit setting mental care decurge din educație. Mariupolul, asediul Mariupolul, pot să-l compar cu asediul Stalingradului sau Leningradului în cel de-al doilea război mondial. E bine că ați ajuns la această comparație pentru că o să ajungem și la data de 9 mai despre care se vorbește atât de mult. Doar pentru a încheia subiectul instanțelor, doamna profesoară, chiar dacă s-ar înființa acest tribunal internațional, pentru că foarte multă lume probabil se gândește la ce s-a întâmplat cu tribunalul creat pentru fosta Iugoslavie, ei, liderii de atunci au ajuns, au compărut în fața instanței. Haideți să vedem în ce condiții ar putea, dacă s-ar crea un asemenea tribunal, să ajungă Vladimir Putin sau, mă rog, alți liderii ruși. Este dificil. Nu aș spune că este necesarmente imposibil, dacă este o imposibilitate absolută. Evident că este foarte dificil și este o bătălie de durată, un demers judiciar de durată. În primul rând, așa cum s-a spus de altfel aici, nu este vorba numai de investigarea și documentarea acestor crime.
ci este și problema legărilor, conectărilor de liderii politici și militari. Prin urmare, trebuie demonstrat faptul că aceste acțiuni au fost planificate, inițiate, comandate, ordonate de către conducătorii politici, conducătorii militari, care poartă astfel o răspundere proprie, specifică, cea a comandantului superior. Și că n-au făcut-o militarii de capul lor. Exact, pentru că există teoretic și această posibilitate să fie trupe care, acționând în mod autonom, să comită acțiuni de tipul acesta. Deci trebuie demonstrat în primul rând acest lucru. O a doua problemă este că, cel puțin raportat la procedura în fața Curții Penale Internaționale, judecarea persoanelor suspectate a fi comis aceste crime se face în prezență. Prin urmare, ele trebuie remise Curții Penale Internaționale. Nu se face o judecată in absentia. Iar acest lucru presupune așadar, într-o formă, să ajungă acolo. Exact, da. Iar pentru acest lucru, Curtea Penală Internațională, care nu are o structură militară care să poată face operațiuni de tipul acesta, da, de prindere a celor acuzați a fi comis anumite fapte, mizează exclusiv pe cooperarea cu statele. Cu statele care sunt parte la tratatul fondator al Curții Penale Internaționale sau care sunt dispuse să coopereze cu ea. Prin urmare, iată, acestea ar fi câteva probleme legate, concrete legate de punerea sub acuzare și judecarea unui lider politic, da, sau a înalților comandanți militari. În istoria Curții Penale Internaționale am avut mandate de arestare emise împotriva unor șefi de stat în funcție. Președintele sudanez al-Bashir a fost pus sub acuzare, a fost emis un mandat internațional de arestare împotriva sa în 2010. Iată, suntem în 2022. Acum există coordonate concrete aducerii președintelui al-Bashir, poate, în fața Curții Penale Internaționale, dar în contextul unei schimbări de regim politic, a înlăturării sale de la putere. Însă există o amenințare. Este o amenințare reală, nu este ceva iluzoriu, da, sau ipotetic. Curtea Penală ar putea să emită un astfel de mandat internațional care să fie pus în circulație și categoric să stânjenească, evident, libertatea de mișcare și de acțiune a acestor lideri. Voiam să spun, ar fi efectul că Vladimir Putin, de exemplu, n-ar mai putea să circule... Oricum nu poate să circule. Da. E supus și el interdicțiilor care sunt numeroase, nici el, nici familia lui, nici anturajului. Sunt sancțiuni internaționale, adică sigur, poate să circule în Coreea de Nord, da, în China, sunt câteva state, în Iran poate să mai meargă. Sunt state care, unele dintre ele la rândul lor, sunt supuse sancțiunilor internaționale. Dar eu cred că aici se pot imagina niște scenarii în care, nu știu, o lovitură de stat la Moscova înlătură pe Putin. Cei care dau lovitura de stat pot să-l trimită ei pe Putin la Tribunalul Militar Internațional și tocmai pentru a încălzi relația cu Occidentul, obține ridicarea unor sancțiuni, s-ar putea ei să trimită niște colonei, niște militari care au fost direct implicați. Ce fac ucrainienii acum, mi se pare un lucru foarte înțelept, ei adună probele. Uitați, adună probele pe tot, adună numele unităților, fac public lucrul ăsta. Nu uitați că sunt două entități, e vorba de câțiva zeci de tineri IT-iști, dar sunt extrem de buni, au dovedit-o cu nenumărate ocazii. E vorba de Bellingcat și e vorba de Conflict Intelligence Team, care de la începutul războiului asta fac, adună în fiecare zi probe. Nu uitați că în Ucraina funcționează internetul. Aproape toată lumea are un telefon mobil, un smartphone cu care face o fotografie, care se poate foarte ușor data. Uitați-vă la aceste canale Telegram, care circulă foarte mult în Est, în fostul spațiu sovietic. Aproape că tu poți să urmărești în timp real intrarea într-o localitate a unor unități militare. Dacă se dă în centrul orașului o luptă la care participă obuze pe care și felul în care iese, deci poți să numeri soldații, poți să numeri tancuri, câte intră, câte ies din e clar că este un alt tip de război. Sigur că, dar nu mai suntem în al doilea război mondial. Absolut. Să ne chinuim, să adunăm probe, să nu, acum probele le avem, sunt în fiecare zi din 24 eu văd probe, urmăresc
pe canalele Telegram Războiul și sunt în fiecare zi zeci și sute de probe. Aș vrea să ne mutăm puțin cu discuția la pe cât se poate prevedea, la ce ne-am putea sau care ar fi variantele de sub care ar mai putea curge războiul, pentru că se vorbește de această celebră dată de 9 mai, ziua în care rușii sărbătoresc victoria împotriva naziștilor, da? Că așa au pornit războiul în Ucraina. Anticipați că trebuie să se întâmple ceva acolo, că Putin va trebui să livreze ceva răsunător de până la acea dată? Da, e o presiune publică în Rusia, de numărași analiști vorbesc că va întâmpla ceva, că până la 9 mai, că la 9 mai va trebui organizată parada victoriei la Kiev. Există să organizeze parada victoriei la Kiev, trupele rusești s-au retras din jurul capitalei ucrainiene, unitățile care s-au retras în decimate vor fi duse în spatele frontului pentru a fi refăcute și mai apoi, dacă se va putea, să fie retrimise în zona Donbasului. În acest moment trebuie să regrupează în zona Donbasului. Acum, Putin și regimul de la Kremlin, să știți că nu au oamenii, au o imaginație foarte, foarte bogată. Dar știu câteva lucruri. Știu, doamne, trebuie să faci o victorie. Dacă ai avea sau nu ai avea pentru ce să faci acea paradă, poți inventa dacă nu ai. Sau poți spune că tu de fapt ai intrat acolo ca să, cu ghilimele de rigoare, eliberezi Donbasul, să salvezi populația din Donbas de iar, cu ghilimele, genocidul pus la cale de Ucraina, ne-am închis ghilimelele, da? Și atunci poți să organizezi la Moscova sau în Donetsk sau în Lugansk paradă militară, să pretinzi că ai învins în acel război. Problema e că nu va fi decât un fel de mică pauză, pentru că războiul va fi mult mai lung, nu se va opri la Donbas, chiar dacă în acest moment rușii își concentrează trupele la Donbas. Atenție, Donbas, acolo e cea mai bună parte armate ucrainiene, cele mai eficiente, cele mai bine antrenate, cele mai solide unități ale armatei ucrainiene sunt în Donbas. Cred că nu e cifră publică, dar bănuiesc că sunt undeva la 100.000. Deci dacă ucrainienii au fost atât de buni și au rezistat și au respins atacurile rușilor dinspre nord, dinspre Belarus, de unde nu s-așteptau ca rușii să atace, vă dați seama că rușilor le va fi mult mai greu să ocupe Donbasul și să anihileze această forță militară de, cred eu, 100.000 de oameni. Urma lupte foarte grele în Donbas. Doamna profesoară, are comunitatea internațională, din punctul de vedere al instrumentelor de drept internațional, mai are alte instrumente decât sancțiunile să pună presiune pe Rusia? La acest moment, într-adevăr, și a fost un efort remarcabil, faptul că Ucraina și întreaga comunitate internațională a făcut uz de ansamblul mecanismelor pe care le-a avut la dispoziție pentru a pune presiune pe statul rus și a face să înceteze aceste acte de agresiune. Dreptul internațional are, în esența sa, anumite limitări legate de tocmai această lipsă a mecanismelor de obligare a statului care am nu înțeles. Se conformează. Deci, puține speranțe deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, tema zilei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!